Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii a transformat Brăila și în acest an în loc de pelerinaj pentru miile de credincioși sosiți din întreaga țară și chiar de peste hotare. Încă de joi seara, aceștia au ajuns la Biserica Greacă pentru a lua apă sfințită de la izvorul miraculos care de-a lungul timpului i-a tămăduit de bolile trupești și sufletești. Cam 4 ore. Da. Nu, 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 nici n-am simțit că am stat la rând. Pentru ce luați acheasma? Acheasma ca să o luăm dimineață. Și la ce este bună? Pentru iertare de păcate, sănătate și mântuire. Fiind cu credința că Maica Domnului îmi se alături. Pereți de 7 ani. Sunt convinsă că m-a ajutat. Sunt convinsă. Pentru ce stați la rând? Pentru liniște. Așa, pentru copii. Am venit în fiecare an, adică în fiecare an, de vreo câțiva ani. Mulțumesc Maicii Domnului și Bun Dumnezeu că mi-a luat Sfânta Aia, când doream foarte mult. Și vreau să stați și la slujba de mâine? Bineînțeles că stau, sigur că da. E o dată pe an. Ziua a început cu slujba Sfintei Liturghii oficiată de Înalt Preasfinția sa, Părintele Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoți. Hristos a înviat din morți cu moartea de bucură-te și voi al frumuseții celei negrăite, bucură-te izgonitoare a tuturor bolilor, bucură-te izgonitoare a feluritelor patim. Și aici copii este o fântână foarte adâncă și deasupra noastră este Sfântul Altar. Deci la temelia Sfântului Altar este o fântână. Această fântână s-a construit atunci când s-a pus temelia bisericii și atunci era domnitor Alexandru Ioan Cuza. Datorită faptului că era pericolul ca apa să vină spre temelia bisericii, apa a fost captată în acest izvor și când s-a sfințit biserica, s-a văzut că o dată pe an este apă mai multă. În ziua de astăzi, care este izvorul vindecărilor de tot felul. În săptămâna luminată, una din sărbătorile cele mai strălucite, atât din punct de vedere duhovnicesc, dar și în ceea ce privește dorința de sănătate. Este sărbătoarea Maicii Domnului numită un izvor de tămăduiri sau izvorul tămăduirilor. Așa cum se cunoaște Biserica Buna Vestire Evanghelismos a comunității mixte Româno-Elene din Brăila, beneficiază de o fântână adâncă sub altar care a devenit în primul rând pentru această zi un izvor nesecat de multe daruri sufletești, mai întâi de toate întărire în credință, dar este și un dar real de vindecări de multe boli și așa se explică mulțimea pelerinilor din zonă, dar și din toată țara. Legenda spune că apa cu puteri miraculoase țâșnește de sub altarul bisericii numai o dată pe an, în prima zi de vineri de după Paște. Credincioșii povestesc despre miracolele de care au avut parte după ce au băut apă de la acest izvor. Ați luat apă? Am luat aghiazmă. Cum e cu apa asta? Păi să vedem de acum, că e primul an când am venit. E prima dată? Da, da. Da, de unde sunteți? De la Iași. Oh, așa mult drum ați făcut până aici. Da, 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 da. Când ați venit la Brăila? Păi de aseară. De aseară. Da. Grea așteptarea? Nu, nu a fost greu. Dar chiar,
chiar dacă a fost un pic rece, dar timpul s-a scurs repede. Și ați stat aici, în fața bisericii? Aici am stat, da. Cu credință? Da. Dar ce ați auzit de apa asta? Păi am citit despre izvorul ăsta și că e bine să bei aghiazmă dimineață, să dai pe corp pentru sănătate. De unde veniți? Târgu Bujor. De la Târgu Bujor, din județul Galați. Da, da. Ce v-a determinat să veniți anul acesta aici? Pentru că n-a fost niciodată și am vrut să văd cum este. Ce ați auzit de aghiazma de aici, de la izvorul? Vindecă, da. Face minuni și e bună pentru orice. Nu numai pentru dumneavoastră? Nu, și pentru întreaga familie, pentru nepoți, pentru copii, pentru fiici, pentru toți. De unde sunteți? Din Galați. Din Galați? Da. E primul an când veniți aici? Adevărat, da, așa este. Primul an. Și ce v-a determinat să veniți anul acesta? Ce ați auzit de aghiazma? Ce s-au de aghiazma? Mare minune, să știți. Biserica Buna Vestire din Brăila a fost construită între anii 1863 și 1872. Legenda spune că pe când se săpa fundația bisericii, chiar sub Sfântul Altar, la 12 metri adâncime, a ieșit la iveală un izvor despre care avea să se afirme că vindecă bolile trupului și ale sufletului. Această biserică a devenit celebră și pentru că este singurul lăcaș de cult din România cu 3 hramuri și 3 altare.